Sunt două motive pentru care credem noi că romii nu se declară romi atunci când sunt întrebați și unul dintre acestea este că este foarte greu să recunoști că ești de etnie romă atunci când societatea leagă acest termen de țigan de lucruri rele și lucruri care nu sunt tocmai plăcute. Și atunci refuză să fie, să se recunoască ca fiind de etnie romă. Iar cel de-al doilea motiv este, pe care mulți dintre noi nu-l cunoaștem, este faptul că în perioada Holocaustului, a Samundaripenului, cum îi spunem noi în terminologie romă, romii au fost deportați. Și înainte să fie deportați, au fost recenzați. Faptul că recunoști că ești de etnie romă într-un document oficial te duce cu gândul, rom fiind, că este posibil ca la o anumită perioadă să fii căutat și să ți se întâmple ceva rău. În multe comunități în care noi lucrăm și vorbind cu oamenii de acolo, am întrebat de ce nu vă recunoașteți, pentru că atunci când există o comunitate mai mare de romi auto-identificați, există și anumite posibilități de organizare, de înființarea anumitor clase de limba română, mediator școlar. Mi-au zis că le este teamă. De la 1385 până la 1856, cât a durat perioada de robie, aproape 500 de ani, cred că mai bine de 500 de ani, romii au fost robi. Timp de aproape 13 ani, din 1843 până în 1856, ăsta a fost procesul în care țările române și Moldova au încercat sau nu au încercat să abolească sclavia. Bineînțeles că după aceea romii au fost eliberați din sclavie, fără niciun venit, fără a li se da pământ sau alte mijloace de a supraviețui și astfel ei au fost forțați cumva să se reîntoarcă la stăpân sau să găsească diferite îndeletniciri. După perioada robiei a urmat o perioadă de înflorire, o numim noi în cercetările rome, o perioadă de emancipare în care romii s-au organizat, să zicem așa, în diferite organisme, de exemplu Uniunea Romilor din România. A organizat primul congres al romilor din România în 1933 și mai multe asociații au fost organizate în perioada aceea. Ei voiau cumva să emancipeze minoritatea romă. Într-un fel au reușit să se organizeze, dar după aceea a urmat perioada, să zicem așa, celui de-al doilea război mondial, când romii au fost deportați. Se spune, conform datelor oficiale, că în cei doi ani, 1942 și 1944, 36.000 de romi au fost omorâți. A urmat perioada comunismului, în care minoritățile nu aveau niciun drept, nu erau recunoscute. Au existat perioade și programe de ajutorare, de fapt, a romilor. Din 90 suntem în perioada de dezvoltare, în perioada în care încercăm să schimbăm lucruri.